De peste 20 de ani, Jen Cunningham s-a dedicat lucrării cu copiii din România. A venit în țara noastră alături de soțul ei, Rick. Jen s-a născut într-o familie de misionari și l-a primit pe Iisus în viața ei la o vârstă fragedă, la doar 4 ani. Totodată, de când avea 7 ani, a știut că Dumnezeu a chemat-o să fie misionară. Părinții mei au fost din America, am fost eu la facultate acolo și am cunoscut pe soțul meu, Rick Cunningham. Și Dumnezeu ne-a chemat să mergem în Spania. Am stat acolo 10 ani și foarte fericit am lucrat cu biserica acolo și am crezut că acolo vor fi unde stăm noi. Dar o zi Dumnezeu a vorbit cu Rick, el a avut o viziune în noapte în care el a stat cu studenți, dar nu a vorbit spaniolă, nici engleză, o altă limbă. Și noi ne-am început să ne rugăm ce înseamnă asta. Și Dumnezeu ne-a spus foarte clar că noi trebuie să venim aici în România. Eu n-am știut prea mult despre România, îmi pare rău, dar eram foarte fericit acolo în Spania. Dar am venit aici în anul 94 să vedem unde ne-a chemat Dumnezeu. Și când am ajuns aici am văzut că da, aici era unde Dumnezeu ne-a spus noi trebuie să fim. Și Dumnezeu a deschis ușa. A deschis ușa pentru lucrare cu copiii. Și eu știu că Iisus a intrat în viața mea când am avut 4 ani. Și cu la 7 ani, Dumnezeu mi-a chemat să fiu misionară. În România, Jen Cunningham s-a implicat în organizația creștină Kids România, care s-a dezvoltat în timp. Și așa a început, cu tineri, cu învățători care a vrut să lucrez cu noi. Am început și să facem seminar. Doar să aibă materialul oameni nu a ajutat prea mult dacă ei n-au știut ce facem cu materialul. A venit mai mulți oameni să lucrez și cu noi cu Kids România. Acum avem o echipă minunată și mare. Au venit oameni din multe parte din România, dar și din afară și lucrăm toți împreună. Fiecare dintre noi avem ce ne place să facem, dar și darul care Dumnezeu ne-a dat. Și așa s-a devoltat Kids România, nu face doar un singur lucru, facem mai multe, pentru că suntem o echipă, fiecare face ce Dumnezeu le-a chemat să facă. Dar noi toți, scopul nostru este să ajutăm pe voi, să ajutăm pe biserici. Și eu sunt așa de mulțumită de ce a făcut Dumnezeu aici în România și sunt așa de mulțumită că Dumnezeu mi-a chemat și pe mine să vin aici în România să fiu cu voi. Motoul organizației creștine Kids România este Tu poți schimba vieți investind în copii. Alpha.